Apartamentele ANL au venit ca o binecuvântare pentru tinerii familiști fără un acoperiș deasupra capului. Bucuria acestora a fost însă repede spulberată de deficiențele apărute la scurt timp în locuințe. Egrasia, mucegaiul și geamurile de termopan de proastă calitate au făcut ca viața chiriașilor ANL să devină un calvar în timpul iernii sau atunci când plouă afară. E problemă mare cu acoperișul. Deci încurge apa în casă. Uitați-vă aici, îmi persistă apă, mucegai, umezeală. Uitați apă. Nu cu acuvământ. Uitați apă. Uitați apă. E grasie în spatele imobilii, tot așa ca vecinul la două săptămâni trebuie să șterg. Și din jur împrejur la geamuri. Geamurile nu se închid bine. S-a adunat apă. Multă apă. Și s-a dat un pită de pe acoperiș. Și ce ați făcut? Văd că m-a rămas lumea. Păi n-a făcut nimic. Singura soluție am stat cu găleată. 9 zile. Cât timp aveți probleme? De cât timp aveți acest probleme? De când ne-am mutat din primăria. Disperați, oamenii au încercat să găsească un răspuns la autorități. Primăria a fost prima vizată. Reprezentanții acesteia au declarat însă că au atribuții limitate în ceea ce privește remedierea problemelor ce au apărut pe parcurs, vina aparținând în totalitate constructorului. Goscom S.A. este administratorul spațiilor locative din blocurile ANL și nu poate fi tras la răspundere sau considerat responsabil pentru eventualele greșeli de proiectare și execuție a acestor spații. Responsabilitatea majoră este în întreținerea spațiilor respective și răspunsul la solicitările sau reclamațiile chiriașilor atunci când acestea le sunt aduse la cunoștință. Reprezentantul în teritoriu al Agenției Naționale pentru Locuințe recunoaște că a fost o eroare de proiectare a blocurilor, dar sarcina de remediere a eventualelor nereguli apărute îi revine primăriei. Responsabilitatea ANL-ului nu mai există de momentul ce a fost preluat de către primărie. Asta e preluat și trebuie să ducă mai departe. Sunt și niște probleme de proiectare. Asta ceea ce am remarcat. Până se va lămuri cine se face vinovat și cine trebuie să plătească daunele apărute, oamenii vor plăti în continuare Goscomului chiria de 200 de lei pe lună.